Ne bucurăm să vedem la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În următoarele momente, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, va ține o conferință de presă abordând trei teme de importanță majoră în ceea ce privește politica externă care au avut loc în ultima săptămână. După declarațiile de presă, vom prelua și câteva întrebări din partea domniilor voastre. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a veni la Ministerul de Externe pentru a trece în revistă mai multe evoluții din politica noastră externă în ultimele zile și săptămâni, în special, evident, în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astăzi vom discuta inițial despre trei subiecte, mă voi axa pe trei direcții. În primul rând este procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv în lumina raportului Comisiei Europene privind evaluarea gradului de ajustare a statelor candidate sau potențiale candidate în procesul de aderare la UE. O scurtă trecere în revistă a vizitelor recente peste hotare și mai mult câteva detalii voi oferi despre misiunea de evacuare a cetățenilor Republicii Moldova din fâșia Gaza. În aceste ultime zile și săptămâni, într-adevăr, am mai trecut peste încă o etapă extrem de importantă, istorică chiar aș spune, pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Etapă determinată de decizia și recomandarea Comisiei Europene de a începe, demara negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova. Această recomandare a Comisiei Europene urmează să fie confirmată de statele membre, deci mai există câteva etape în acest proces, dar deja în această zi putem constata faptul că eforturile și progresele Republicii Moldova sunt clar atestate, sunt clar recunoscute și în baza acestor progrese înregistrate de țara noastră a venit și recomandarea Comisiei Europene de a demara negocierile de aderare cu țara noastră. În acest context, pe 8 noiembrie, zi în care a avut loc prezentarea raportului Comisiei Europene, m-am aflat la Bruxelles pentru a primi acest raport direct de la responsabilii de aderarea la Uniunea Europeană, de responsabilii care pregătesc aderarea Republicii Moldova la UE pe partea Comisiei Europene și în acea zi am avut întrevederi cu comisarul pentru extindere Oliver Varhey și cu directorul general pentru extindere Gert-Jan Koopman. Cu ocazia acelei vizite la Bruxelles am trecut în revistă și următorii pași pe care urmează să îi întreprindem, să pregătim procesul de aducere a țării noastre în Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, o să fac o scurtă retrospectivă a acțiunilor noastre în procesul de integrare europeană din momentul depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeană. Ținem minte cu toții că am depus această cerere pe 3 martie 2022, într-un context foarte dramatic, foarte dificil, marcat de agresiunea brutală a Federației Ruse contra Ucrainei. Inclusiv în acest context, cred că pentru țara noastră, pentru societatea noastră, mai mult ca niciodată este important să definim ferm și clar unde este viitorul țării noastre. Și este clar că viitorul țării noastre este și trebuie să fie în spațiul european al libertății, democrației și prosperității. Și prin prisma acestui fapt, atât în Republica Moldova, cât și cu sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană, am accelerat dramatic procesul de integrare europeană și integrare în Uniunea Europeană a țării noastre. Ulterior, în iunie 2022, am primit atât perspectiva de aderare la Uniunea Europeană, cât și statutul de țară candidat. Ne-am dorit acest lucru de aproape 3 decenii și iată că această realizare a fost posibilă în iunie 2022. Imediat după obținerea și în contextul depunerii cererii și obținerii statutului de candidat, am resetat ușor aranjamentele instituționale din cadrul sistemului nostru administrativ și politic, astfel încât să gestionăm acest proces cât mai eficient. Am
creat Comisia Națională pentru Integrare Europeană, prezidată de doamna președintă Maia Sandu. Am continuat și lucru într-un ritm accelerat în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, prezidată de domnul prim-ministru Dorin Recean. În primăvara acestui an am trimis prima noastră contribuție, un raport de aproape 900 de pagini, prima noastră contribuție în care descriam procesul de ajustare a legislației și a realităților din Republica Moldova, și acest raport al nostru a stat la baza evaluărilor Comisiei Europene. În iunie 2023, acum câteva luni, Comisia Europeană a prezentat și un raport verbal care a evaluat gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, în special focusându-se pe gradul de îndeplinire a celor 9 recomandări care au fost oferite Republicii Moldova în iunie 2022. Și iată că în iunie anul curent, Comisia Europeană constatase că la acea etapă Republica Moldova finalizase 3 din 9 recomandări, pe alte 3 recomandări Republica Moldova a obținut progrese bune și pe alte 3 au constatat existența unui anumit grad de progres. Într-un relativ scurt, deci din iunie până în efectiv octombrie, am reușit să finalizăm practic acele măsuri care ni le-am propus în procesul de pregătire a țării noastre pentru negocierile de aderare. Și iată că săptămâna trecută, pe 8 noiembrie, Uniunea Europeană a constatat că Republica Moldova a îndeplinit integral 6 din 9 recomandări, iar celelalte 3 recomandări sunt aproape îndeplinite. Atunci când ne referim la faptul că ele sunt aproape îndeplinite, acest lucru înseamnă, și aici voi cita o cifră comunicată de către Comisia Europeană în evaluarea Comisiei Europene, pe cele 9 recomandări, Republica Moldova a îndeplinit 94% din măsurile preconizate pentru atingerea implementării integrale a celor 9 recomandări. Au mai rămas anumite măsuri pe care urmează să le implementăm pe partea țării noastre, astfel încât implementarea celor 9 recomandări să fie finalizată, și aici voi cita care sunt aceste măsuri, astfel încât să avem cu toții claritate pe acest proces. Deci, în discuțiile noastre cu Comisia Europeană și pentru etapa imediat următoare pentru pregătirea țării noastre de lansarea negocierilor în procesul de aderare la Uniunea Europeană, 3 măsuri cheie sunt menționate de Comisia Europeană. Prima măsură este progresul continuu și asigurarea unui proces transparent și meritocratic în numirea membrilor care au trecut evaluarea, așa numitul vetting, la Curtea Supremă de Justiție, în organele de autoguvernare judiciară și de procuratură, inclusiv în procesul de numire al procurorului general. A doua măsură ține de alocarea resurselor necesare Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, și a treia măsură țin de măsurile adiționale privind deoligarhizarea, inclusiv prin intermediul unor reglementări relevante în ceea ce ține de plățile în numerar și fluxurile financiare. Deci aceștia sunt următorii pași principal, în baza cărora urmează să finalizăm implementarea celor 9 măsuri. Sunt pași realizabili, chiar astăzi la ședința de guvern am mai făcut anumiți pași în limitarea plăților în numerar. Evident, cu toții știm că și pe obiectivul dezoligarhizării și a reformei justiției mai avem împreună cu societatea noastră de lucru pentru a limita influența oligarhilor, hoților și a grupurilor organizate asupra sistemului nostru politic și economic. Și cât despre procesul de asigurare unui proces transparent și meritocratic în numirea persoanelor relevante în sistemul de justiție, cu toții, societatea, guvernul, aștepta și partenerii noștri europeni, cu toții ne dorim o consolidare și o accelerare a procesului de reformare a justiției, astfel încât combaterea corupției în țara noastră să se accelereze printr-o participare clară și răspicată a unui sistem de justiție consolidat și reformat.
În paralel cu implementarea acestor nouă recomandări ai Comisiei Europene, am, evident, am progresat și în alte domenii. Am adoptat recent Planul Național de Aderare la Uniunea Europeană, un plan care conține mii de măsuri concrete prin care Republica Moldova se pregătește să își ajusteze legislația, dar și realitățile din țara noastră, la rigorile procesului de integrare europeană. Voi mai menționa un lucru important din raportul Comisiei Europene de săptămâna trecută, și anume faptul că Republica Moldova a obținut progrese în toate cele 33 de capitole de politici publice, iar în 9 dintre aceste capitole Republica Moldova a înregistrat progrese substanțiale. Și aici voi da citire acestor capitole pe care autoritățile noastre, guvernul, colegii mei din guvern, dar și agențiile de stat au lucrat pentru ca Republica Moldova să se ajusteze cât mai rapid la rigorile europene. Și aceste 9 capitole în care Republica Moldova a înregistrat progrese substanțiale sunt: libera circulație a capitalului, achizițiile publice, dreptul societăților comerciale, serviciile financiare, sectorul energetic, politica de taxare, politicile sociale și de angajare, politica vamală și politica externă și de securitate. Și aici reiterez și țin să aduc sincere mulțumiri grupurilor de lucru, acei de peste 500 de colegi din sectorul public care a lucrat pentru pregătirea Republicii Moldova de statutul de țară membră al Uniunii Europene, și evident acest lucru a fost făcut inclusiv în cooperare și cu sprijinul societății civile, care joacă și iau un rol important în acest proces. Constatările de la Bruxelles sunt destul de clare. Republica Moldova astăzi este considerată drept o țară cu cea mai bună dinamică de reforme dintre statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Și în acest sens, țara noastră este gata să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană și continuăm să ne pregătim pentru acest proces. În aceste zile, echipele din grupurile de lucru și de la Ministerul de Externe sunt implicate în pregătirea autoevaluării a corespunderii legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Avem instruiri cu grupurile de lucru și chiar săptămâna viitoare, împreună cu colegii din mai multe ministere, vom mai merge din nou o dată la Bruxelles pentru a structura pașii următori ai noștri împreună cu Comisia Europeană, care pregătesc Republica Moldova să treacă la următoarea etapă de aderare la Uniunea Europeană. Evident, în paralel, lucrăm cu statele membre ai Uniunii Europene pentru a ne asigura că absolut fiecare stat membru al Uniunii Europene va sprijini lansarea negocierilor cu Republica Moldova, și aici avem un calendar de vizite și acțiuni diplomatice coordonate împreună cu doamna președintă Maia Sandu, domnul prim-ministru Dorin Recean, astfel încât dialogul nostru cu statele membre ai Uniunii Europene să fie cât mai activ, cât mai structurat, în special în așteptarea unei decizii, sperăm noi, pozitive de la următorul Consiliu European. Tot prin prisma acestor activități de mobilizare și asigurarea sprijinului extern pentru următoarea etapă de aderare la Uniunea Europeană, săptămâna trecută am efectuat și o vizită de lucru în Franța, unde am participat la a 6-a ediție a Forumului Păcii de la Paris. Am avut mai multe întrevederi bilaterale, am avut onoarea unei discuții și cu domnul președinte Emmanuel Macron, ocazie cu care i-am transmis și mulțumirile doamnei președinte Maia Sandu pentru tot sprijinul oferit de Franța parcursului nostru european, dar și în plan bilateral. Am avut întrevederi și cu doamna ministru de externe Catherine Colonna, cu doamna ministru pentru afaceri europene Laurence Boone și cu domnul ministru al forțelor armate Sebastian Lecornu, cât și cu alți factori de decizie din Franța. Dialogul și sprijinul francez pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană este nestingerit, este foarte ferm, și acest lucru ne ajută enorm în eforturile noastre de a continua menținerea stabilității socioeconomice în țara noastră și de a apropia țara noastră de acea zi în care cetățenii Republicii Moldova vor adera la Uniunea Europeană. Vizita la Paris a avut loc și în contextul în care
Avem un dialog intensificat în domeniul securității și apărării cu Franța. Știți că recent am primit și niște asistență militară din partea Republicii Franceze, cât și faptul că negociem împreună cu Franța un acord de cooperare în domeniul apărării și aici, evident, cooperarea cu Ministerul Apărării și domnul ministru Nosatăi este una foarte activă și foarte intensă. Un al treilea subiect pe care țineam să-l discutăm astăzi ține de una dintre cele mai complexe operațiuni de evacuare a unor cetățeni ai Republicii Moldova dintr-o zonă de conflict. Și aici, evident, mă refer la evacuarea concetățenilor noștri din fâșia Gaza. Știți bine că situația din Orientul Mijlociu este foarte dramatică, este foarte tensionată, riscurile de escaladare sunt substanțiale și atât în acest context, pe parcursul ultimei luni, autoritățile au lucrat zi și noapte pentru a ne asigura că cetățenii noștri care erau blocați în fâșia Gaza se pot retrage din această zonă tensionată, în securitate, calm și cu demnitate. Contextul din jurul acestei operațiuni a fost foarte complicat. Practic, toate statele lumii erau exact în aceeași poziție și aveau exact aceleași expuneri la riscuri. Și aici, împreună cu colegii din Ministerul de Externe și alte instituții, am întreprins mai multe acțiuni. Din practic, primele zile ale războiului am detașat funcționari consulari suplimentari în Israel, astfel încât să putem fortifica capacitățile ambasadei. Am detașat un funcționar consular și în Egipt, ca să asigurăm și pe partea egipteană cooperare și conlucrare maximă, cât și pregătirea preluării cetățenilor noștri care urma să se retragă din fâșia Gaza prin Egipt. Am făcut și un efort diplomatic substanțial pentru a convinge actorii relevanți din regiune ca cetățenii Republicii Moldova să se regăsească pe acele liste care sunt aprobate zilnic pentru evacuarea din fâșia Gaza și aici am cooperat foarte activ atât cu autoritățile Israelului, Egiptului, Statelor Unite ale Americii, Turciei și Qatarului. Și atât prin acest efort diplomatic foarte, foarte serios, foarte substanțial, am reușit să evacuăm până astăzi dimineață 45 de cetățeni ai țării noastre din fâșia Gaza. Știți bine că primul grup de 36 de cetățeni au ajuns acasă cu ajutorul unei aeronave puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Externe din România și a fost rezultatul unei conlucrări excelente cu România. Ulterior, un alt număr de 9 cetățeni au fost evacuați din regiune împreună și în cooperare excelentă cu o navă organizată de către autoritățile ucrainene. Și chiar astăzi, alți 8, deci ultimii 8 cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat asistență în evacuarea din fâșia Gaza, au părăsit teritoriul fâșiei Gaza și sunt la moment în îngrijirea funcționarului nostru consular din Egipt. Și ulterior vom reveni cu mai multe detalii despre cum vor ajunge acești 8 cetățeni în Republica Moldova, dar acum ei se află în siguranță. Deci, cu această ocazie vreau să vă anunț inclusiv faptul că acum câteva ore a fost finalizat procesul de evacuare a cetățenilor Republicii Moldova din fâșia Gaza și anume acelor cetățeni care și-au dorit să aibă sprijinul autorităților noastre pentru evacuare. Tot în această regiune și tot pe acest palier am continuat și am intensificat discuțiile noastre cu companiile aeriene din Israel și în ultimele săptămâni ne-a reușit cu sprijinul ambasadei noastre din Israel și evident autorităților responsabile de domeniul aeronautic din Republica Moldova să atragem încă 3 companii noi din Israel care urmează să lanseze sau deja au lansat zboruri în Republica Moldova, inclusiv companie de stat. Și în acest sens, acest efort de facilitare a contactelor directe pe calea aerului dintre țările noastre, evident, este importantă.
pentru cetățenii țării noastre. Și aici, pe parcursul tuturor acestor eforturi, țin să aduc mulțumiri, evident, colegilor mei din cadrul Ministerului de Externe, în special șefului celulei de criză legată de evacuarea cetățenilor din Gaza, secretarul general al Ministerului de Externe, domnul Mihai Mâțu, echipelor noastre din ambasadele noastre din Israel, Turcia, care este acreditată și prin cumul în Egipt, colegilor noștri care s-au aflat pe teren în Egipt, evident, ambasadele noastre din Qatar, toți s-au inclus și au făcut acest efort comun care a dus la această evacuare cu succes a tuturor cetățenilor noștri din Fâșia Gaza care își doreau această evacuare și, evident, acest succes se datorează cooperării excelente cu colegii noștri din alte instituții, Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Migrație, Serviciul de Informații și Securitate, dar și Organizația Internațională pentru Migrație. Vreau să închei această conferință mulțumind încă o dată colegilor noștri care și-au depus efortul ca Republica Moldova să ajungă la această etapă extrem de importantă în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru implementarea acestei operațiuni foarte complexe de evacuare a cetățenilor noștri dintr-o zonă de conflict. Și iată, ambele aceste procese au demonstrat cât de multe putem realiza atunci când ne setăm obiective clare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru! Acum avem oportunitatea pentru două, trei întrebări de la colegii noștri din presă. Invităm Jurnal TV-ul cu două întrebări. Iulia, te rugăm. Bună ziua! Funcționează? Mă rog. Domnul ministru, să ne spuneți, de fapt, așa un mic context, șeful delegației UE, Ianis Majeic, s-a spus că până în prezent Republica Moldova a aderat la 78% din, să zicem așa, pachetul de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Întrebarea este de ce nu am aderat la toate acele sancțiuni până acum, când sunt aproape 2 ani de la invazia Federației Ruse în Ucraina. Deci, Republica Moldova se aliniază la majoritatea absolută a declarațiilor de politică externă și a regimelor de sancțiuni elaborate și aplicate de Uniunea Europeană. Mai multe din aceste regimuri de sancțiuni care se aplică deja în Republica Moldova vizează și Federația Rusă, dar și alte state. Mai rămân anumite pachete de sancțiuni care sunt trecute prin prisma unei analize de impact economic asupra Republicii Moldova. Evident, scopul nostru este menținerea stabilității și securității țării noastre și absolut toate măsurile de aliniere a Republicii Moldova la noi pachete de sancțiuni trec și prin prisma unei analize de impact care o fac alte instituții, dar vreau să vă anunț că în ultima un an și jumătate Republica Moldova s-a aliniat la mai multe pachete de sancțiuni, unele din ele vizând, evident, și Federația Rusă și aceste lucruri sunt bine cunoscute în plan public deja. Ați spus majoritatea, care este minoritatea, să zicem așa, a sancțiunilor la care nu suntem aliniați cumva? Deci sunt 6 pachete de sancțiuni care într-un fel sau altul vizează cetățeni sau persoane juridice din Federația Rusă. La această etapă, Republica Moldova este aliniată cu 4 din aceste 6 pachete, deci fiecare pachet are propriul număr, propria dată de publicare în monitorul oficial al Uniunii Europene. Acum eu nu o să vă dau exact numărul documentelor, dar din acele 6 pachete de sancțiuni care vizau cetățeni sau persoane juridice din Federația Rusă, Republica Moldova s-a aliniat la 4 și acest lucru a fost făcut de ceva timp.
Este adevărat că ministrul agriculturii, domnul Bolea, blochează la nivel de guvern impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei și vorbim aici de pachetul care vizează domeniul agriculturii? În niciun caz, nu cred că este cazul să validăm astfel de speculații. Absolut toate aceste decizii sunt luate colegial, se fac, după cum spuneam, aceste analize de impact. Și noi, ca și echipa de guvernare, domnul prim-ministru Dorin Recean, colegii mei din guvern, cu toții, am făcut foarte mult de la declanșarea agresiunii Rusiei contra Ucrainei să ne asigurăm că impactul economic al acestui război asupra țării noastre este minimizat. Știți bine că în domeniul energetic am reușit foarte rapid să găsim alternative la gazul rusesc. În domeniul agricol am lucrat foarte mult pentru a găsi noi piețe de desfacere pentru agricultorii noștri, pentru, în special pentru producătorii acelor produse agricole care erau mult mai expuse față de piața rusă, bunăoară, mierele, perele. Am găsit noi piețe de desfacere în Uniunea Europeană, cu România, aici am avut un dialog excelent, am semnat un acord de liber schimb cu țările EFTA, negociem o nouă versiune a unui acord de liber schimb cu Turcia, suntem gata și am făcut un efort destul de serios de a progresa pe semnarea unui acord de liber schimb cu Egiptul, am deschis și o misiune diplomatică în India și în India tot am exportat fructe din țara noastră și iată, prin prisma acestor măsuri, vrem să vă asigurăm că se lucrează constant pentru a minimiza impactul acestui război, dar și efectelor acestui război asupra sectoarelor țării noastre care sunt vulnerabile. Bună oară, sectorul agricol sau sectorul energetic, și aici am demonstrat că noi suntem în stare să găsim alternative și să ne asigurăm că interesul economic al țării noastre rămâne o piatră de temelie a eforturilor noastre în politica externă, inclusiv prin minimizarea impactului negativ acestor situații regionale. Public a apărut informația precum că fugarul Lanșor a părăsit Israelul, iar ulterior a revenit înapoi și vrem să știm dacă autoritățile au reușit să confirme unde acesta s-a deplasat și cu cine s-a întâlnit, pentru că au fost speculații sau poate este adevărat că s-a întâlnit cu Igor Dodon și alți politicieni din Republica Moldova. Deci la această etapă eu nu am careva informații suplimentare la lucrurile pe care le-ați citit dumneavoastră în presă și nu pot nici confirma, nici infirma aceste mișcări. Ceea ce vreau să vă asigur este faptul că autoritățile țării noastre, împreună cu sprijinul și partenerii noștri, vom continua să facem efortul de dezoligarhizare acestei țări, vom continua efortul de limitare a tentativelor de destabilizare acestei grupări criminale. Știți bine că o serie foarte mare de țări, Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și alte state au introdus regimuri de sancțiuni față de acești criminali și acest lucru va continua astfel încât aceste persoane să nu poată destabiliza Republica Moldova, să nu poată readuce Republica Moldova în zona gri a influențelor nefaste care vin din Orient. Vă mulțumim, stimate domnule ministru, distinși colegi, vă mulțumim pentru prezență și întrebările adresate. Aici conferința de presă e a sfârșit. Să aveți o zi cât mai frumoasă și ne mai vedem la puțin. O întrebare, vă rog, dacă aveți. Da, mersi. Ministru, ați menționat că Republica Moldova urmează să facă discuții cu mai multe țări din Uniunea Europeană, referitor la parcursul european. Deci, care ar fi dialogul Republicii Moldova cu Ungaria, care se preconizează sau se speculează, care s-ar opune unei eventuale aderări a Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Deci, avem o cooperare foarte bună cu Ungaria. Prim-ministru Orban a fost
în Republica Moldova, la summitul Comunității Politice Europene, eu am avut o întrevedere cu ministrul de externe maghiar Peter Szijjártó la New York în luna septembrie și ulterior viceprim-ministru Dumitru Alaiba a fost și dumnealui la Budapesta și domnul Alaiba este copreședintele Comisiei Guvernamentale pentru Cooperare Economică. Avem un dialog foarte bun cu Ungaria și în cadrul acestui dialog avem certitudinea că Ungaria sprijină ferm aspirațiile europene a Republicii Moldova și procesul de aducere a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, evident, noi urmărim și declarațiile care se fac de la Budapesta față de acest proces în general, dar în plan bilateral, Ungaria întotdeauna a demonstrat un sprijin clar și constant pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și dialogul politic și economic este unul foarte, foarte bun. Vă mulțumesc. Menționat de asemenea că Republica Moldova are un plan de acțiune. Prevede acest plan cumva eventualele alegeri europarlamentare din vara următoare? Care sunt așteptările Republicii Moldova privind aceste alegeri? Noi avem foarte multe planuri în sensul unor documente. Noi avem și un plan, deci eu am menționat astăzi, planul național de aderare, de acțiuni pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aveam și avem planul de implementare a celor nouă recomandări adoptat la Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe 4 august 2022. La începutul acestui an am avut un plan de accelerare pe 33 de capitole și acest lucru constant de interacțiune, informare a statelor membre privind reformele din Republica Moldova, necesitățile Republicii Moldova, organizarea platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Deci acest lucru, el continuă în permanență. Pentru noi este foarte important ca Republica Moldova să fie prioritară pe lista statelor partenere din Uniunea Europeană. Este important să avem sprijinul lor constant. Este important în permanență să avem vizite, apeluri telefonice, interacțiuni în cadrul platformelor multilaterale, astfel încât să ne asigurăm că Republica Moldova întotdeauna este o țară prioritară pentru aceste state. Și în etapa imediată următoare, în următorii ani, este evident foarte important să continuăm și să intensificăm această diplomație parlamentară, inclusiv cu Parlamentul European, cu parlamentele naționale. Bună oară, chiar luni am avut o intervenție video la unul din evenimentele care s-au organizat în cadrul Parlamentului European de către Partidul Popular European pentru focusat pe procesul de extindere a Uniunii Europene. Deci acest lucru continuă. Noi avem prieteni în Uniunea Europeană pe întreg spectru politic. Sprijinul pentru Republica Moldova este fundamental și este asigurat pe întreg în întreaga Uniune Europeană, dar evident acest lucru presupune un efort constant de menținere a Republicii Moldova printre prioritățile partenerilor noștri. Vă mulțumesc mult, o zi bună! Mersi foarte mult! De această dată, cu siguranță, conferința a luat sfârșit. Vă mulțumim și vă urăm o zi cât mai frumoasă! Mersi! Mersi.